Deputatul PSD de Cluj, Horea Nastra, i-a reproșat primarul Emil Boc că și-a făcut selfie-uri la toate festivalurile Clujului în această vară, dar că nu și-a făcut un selfie și la Patarât. Aici trăiește în condiții mizere o importantă comunitate de oameni, iar zona a fost intens poluată de scurgerile de levigat toxic din muntele de gunoi depozitat acolo în ultimii zeci de ani. Deputatul PSD a adresat mai multe întrebări primarului municipiului Cluj, Napoca. De ce nu sunteți interesat de condițiile inumane în care trăiesc mii de oameni din zona Patarât? De ce nu faceți și acolo un selfie? Ce măsuri ați luat pentru ca în rampa temporară de deșeuri a primăriei Cluj-Napoca să nu mai izbucnească incendii de proporții? De ce nu v-ați ținut cuvântul în privința respectării drepturilor locative care pot veni în ajutorul direct al persoanelor cu venituri mici din Cluj-Napoca? Este un calcul electoral cinic pentru obținerea finanțării în campania electorală din partea unor gulere albe? De ce nu ați dat curs solicitărilor campaniei căști sociale acum? De ce nu ați avut o poziție publică față de poluarea pânzei freatice din zona de est a Clujului după ce finul dumneavoastră din și a fost incapabil să gestioneze criza levigatului? De ce nu ați făcut un selfie cu lacul negru din Cluj-Napoca? La chestionat deputatul social-democrat pe edilul Clujului. Lui. În ultimele luni, Milboc a fost prezent la Electric Castle și la Antold, unde a dialogat cu festivalierii la Bonsida și s-a prins chiar într-o horă cu participanții la Antold în parcul central.